Cea de-a 18-a ediție a curentului de meteori Perseide se apropie de start. Încă din seara zilei de marți, începând cu ora 23, cerul va fi străbătut de mai multe stele căzătoare decât în mod normal. Maximul de activitate va fi atins în noaptea de 12 spre 13 august, când peste 100 de meteori pe oră cu o viteză de 56 de km pe secundă vor străbate cerul. Curentul de meteori Perseide este considerat cel mai important curent de meteori al anului, responsabil de așa numita ploaie de meteori Perseide care se observă în fiecare vară. Este faimos pentru că în fiecare an produce o activitate constantă, destul de bună, circa 100 de meteori pe oră în perioada de maximum. Mai mult, în 2010, ploaia de meteori va avea o vizibilitate și mai bună decât în ceilalți ani. Pentru anul acesta este un eveniment special din două puncte de vedere, pentru că maximul de activitate se va întâmpla noaptea de 12 spre 13 august, undeva între orele 2 și 5 dimineața, deci este foarte bine poziționat pentru România, exact orele de vârf cele mai bine de observat în România. De asemenea, este lună nouă, deci nu vom avea luna pe cer care să ne împiedice să observăm acest spectacol deosebit. Este deci un maxim, să zicem, istoric, se întâmplă odată, să zicem, la câțiva ani, la 10 ani, să se cumuleze acești factori. Ploaia de meteori poate fi admirată cu ochiul liber. Singura condiție care trebuie respectată este ca observatorii să nu se afle în preajma unui oraș.